A fost odată ca niciodată un băiețel pe nume Mihai. El se mutase de curând într-un cartier nou și descoperi ceva interesant chiar în apropierea casei sale. E vorba despre un băiețel simpatic, curajos și curios, ca orice copil, nu-i așa? Dar și în același timp puțin speriat pentru că își lăsase prietenii săi de o viață și locurile bine cunoscute. și acum trebuia să descopere o nouă zonă, o nouă locație și să își spună că e acasă. Deci, în apropierea casei, dă peste un parc fermecat. Ce se întâmplă acolo? Ce oameni întâlnește? Ce aventuri interesante descoperă și ce învață din fiecare povestioară în parte? Păi pentru asta va trebui să citiți cartea. Sunt Georgiana Elena Popan, sunt actriță, povestitor și trainer și de data aceasta și autor de cărți de povești și împreună cu Iana Popescu, adică Atelier de Cuvinte, vă așteptăm la lansarea acestei cărți frumoase de povești și pentru cei mici și pentru cei mari, să știți deci, dacă vreți să comandați această carte frumoasă, dați click pe linkul de mai jos. Dacă vreți să ne invitați să facem o lansare de carte și respectiv un spectacol de la care să plecați și cu bună dispoziție, cu bucurie, cu mesaje frumoase care să-ți crească inima și în același timp să ai această carte din partea mea cu autograf, te invităm din nou să dai click pe linkul de mai jos. Oare ce se mai întâmplă? Ce se mai întâmplă? O, 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 o fântână animă nu -i? Oare ce înseamnă asta? Și, vai de mine, o legendă unui bătrân copac și, 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 -d 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 -d. mai multe nu pot să vă spun. Trebuie să citesc, e doar pentru mine. Dacă vreți și voi cartea, dați click pe linkul de mai jos. Pa, pa!